Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Cocktail. Vorbim despre Spitalul Județean de Urgență Buzău, despre un bilanț al anului 2016, al activității și al problemelor cu care se confruntă cea mai mare unitate spitalicească din județul nostru, precum și despre prioritățile pe care le au cei care sunt responsabili de administrarea acestei unități medicale. În studioul Campus TV se află chiar managerul general al Spitalului Județean de Urgență Buzău, economistul Claudiu Damian. Bună seara și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Sunt convins că în această emisiune nu vom avea timp să discutăm despre toate subiectele care suscită interes, pe de o parte pentru pacienți, pe de altă parte pentru personalul medical al instituției pe care o conduceți dumneavoastră, însă încercăm așa să trecem în revistă fiecare problemă în parte, ce necesită atenție, așa pe o listă de priorități. Începem anul acesta cu, înțeleg eu, niște alte vești bune. Există o lege care îi privește și pe profesori, dar și pe cei din sistemul sanitar. Înțeleg că sunt preconizate niște majorări salariale. Eu vreau să vă întreb dacă ne puteți spune anul trecut, cam cum ați reușit să mai rezolvați din criza pentru medici, în momentele în care au existat anumite situații în care s-a încercat, organizând concursuri, să mai angajați medici la Spitalul Județean. Da, va trebui să despart în două. Odată, evident. Haideți să vorbim despre criză. Vis-a-vis de salarizare și odată de personal. O să încep cu ce s-a întâmplat în 2016 vis-a-vis de angajările care s-au făcut la nivelul Spitalului Județean de Urgență. În 2016 au fost 180 de angajări pe toate categoriile și palierele Spitalului Județean, atât la medici, asistenți, infirmiere, îngrijitoare și personal TESA. S-au desfășurat aproape din 3 în 3 luni aceste angajări. Pe tot parcursul anului am avut angajări. Și pot să spun că și în 2015 cam la fel am ținut-o și am avut undeva la 140 de angajări la personal. Deci destul de mult dacă ne raportăm la bugetul spitalului, la cheltuielile cu respectivii angajați. Dar am plecat de la ideea să nu mai existe temerea că nu avem personal, că nu are cine să se ocupe de pacienți și pe urmă am ajuns la bani. Am trecut întâi la îngrijirea pacientului. Deci 180 de angajări ați avut în anul trecut. Da. O cifră 100... destul de mare până la urmă. Da, ne aducem aminte de problemele pe care le sesizam și în presă, le sesizam de fiecare dată. Nu erau la un moment dat situații în care erau blocate posturile chiar. Da, au fost blocate posturile. Da, nu știu până în ce an au fost blocate posturile. Cert este că din momentul în care am venit din 2014 la mijlocul anului 2014, am constatat că cererile și lipsa de personal pe toate structurile era enormă. Și la această lipsă care era, se mai acutiza din cauza faptului că foarte mulți ieșeau la pensie. Și atunci am făcut o analiză împreună cu ceilalți membri ai comitetului director și am ajuns la concluzia că nu se poate fără angajare de personal. Am făcut diligențele respective la Consiliul Județean, mai departe la Minister și am obținut această deblocare. Da, și s-a dat drumul la robinet până la urmă. Și dacă tragem linie 180 în 2016 cu 140 în 2015, 320 de persoane au fost extraordinar de mult. Cam câți angajați are spitalul acum? 1348, din total aprobat de Ministerul 1520. Adică vă apropiați undeva? Da, ne apropiem de grila maximă, dar acum nu știu dacă e chiar nevoie să fim în 100% angajări, asta în funcție și de ocuparea gradului
pe fiecare secție. Dacă unele secții sunt foarte intens solicitate pe diferitele categorii de boli, în alte secții poate nu la fel de mult. Și atunci noi în continuu facem o analiză a ceea ce trebuie să angajăm. Ca dovadă, la această dată, după ultima analiză, ar trebui să începem cu concursuri pentru asistenți și celelalte cadre medicale, plus medici. Aici nici nu intră în discuție, din 3 în 3 luni, cum mi-a dat posibilitatea legea, după publicare și toate celelalte demersuri, scoatem în continuu la medici posturile la concurs. Apropo de concursul ăsta pentru medici, un ultim concurs pe care l-ați organizat nu s-a bucurat de foarte mulți candidați. Știu că au fost 10 da, sau 12, amploare, parcă 12 posturi. 12 nu? Posturi, 6, candidați, 6 medici am reușit să angajăm din 12. În august, când aproape toate posturile care le-am scos la concurs au avut o cerere cam de 70%, am fost încântați, am zis că o să mergem pe aceeași paralelă, dar din păcate n-au mai venit medici și 6 posturi au fost ocupate și încă avem deficiențe pe unele secții destul de mari. Oncologia, care rămâne veșnic cu lipsă de, lipsă de medici, urologia, mai avem un singur medic. Îmbucurătorie că am reușit să iau contactul cu un alt medic și se pare că o să vină să lucreze la noi. La medicina internă, unde sunt 80 de paturi pe secție și unde pacienții sunt extraordinar de mulți, pentru că domeniul de la medicina internă este foarte vast ca și diagnosticare, am rămas cu 2 medici din 5 și se simte acest lucru. Și UPU, care este durerea noastră, la Spitalul Județean. Da, despre UPU îmi cer scuze că v-am întrebat, o să vorbim puțin mai încolo, separat și mai mult. Apropo de, spuneți dumneavoastră, de modul în care au decurs, mă rog, aceste concursuri pentru medici și spuneați de luna august, ne aducem aminte că în luna august totuși au fost niște majorări salariale în sistem și da, se înțeleg spun că nu a crescut până la urmă interesul medicilor, pentru că s-au făcut niște corecții. Acum nu știu cât de mari sunt acestea, cât de bine se simt la buzunar pentru medici și pentru asistente. Bun, vă pot spune foarte simplu și sigur. În 2015 știm că a fost o creștere de 25% în domeniul sanitar, iar în decursul anului 2016, în august a fost prin ordonanța 20, prima creștere salarială, care a vrut să nu mai fie diferențe de salarii între același tip din cadrul spitalului. De exemplu, asistentă cu aceeași gradație, vechime, avea un salariu mai mic decât o colegă de ei care avea aceeași vechime și gradație. Și atunci s-a dat această ordonanță de urgență 20. S-au făcut aceste corecții cu o creștere undeva la 28% plus minus așa, după care a urmat ordonanța 43. Această ordonanță 43 a dat posibilitatea medicilor de a face un contract separat pentru gărzi. Și aceste gărzi să poată fi plătite la un tarif mai bun. A fost și aici o creștere semnificativă. Iar în decembrie, din aceste contracte de unde pot beneficia de bani în plus, da? Bineînțeles, față de norma de bază care o avea pe vechiul contract, se plătesc separat gărzile. Se plătea și înainte, dar la un alt tarif. Acum le-a dat posibilitatea clară dacă vor să facă gărzi sau nu vor să facă gărzi. Ordonanța 20 spune, și acum modificată prin legea 250 din decembrie și ordonanța 99, ne spune că obligatoriu trebuie să facă 18 ore de gardă, ceea ce vă dați seama, o noapte, o tură jumătate, depinde dacă pică în weekend, nici măcar. Deci atât sunt obligați. În rest, va trebui să facă acest contract de gărzi, ceea ce a fost un pas bun, pentru că plata acestor gărzi
a ajuns la un nivel destul de bun. Nu pot să spun că sunt mulțumiți în totalitate medicii, dar ceea ce au solicitat până în ordonanța 20, medicii și sindicatele, li s-a dat aproape tot în 2016. Deci au obținut. Au obținut absolut tot ce au cerut. Hai să nu spun, să nu mă iau mâine să mă aștepte să-mi arate degetul personalul medical, dar la finele anului 2016, în decembrie, prin ordonanța 99 și legea 255, deja s-a dat și mărirea cuantumului sporului la baza de calcul a salariului actual și nu din 2009, cum a mers de atunci, din 2009 până acum. Deci, o altă majorare și aici. Da, o altă majorare, ceea ce pot să spun că am făcut o comparație al 2015, decembrie 2015 cu 2016 și înseamnă pentru cheltuiala spitalului vis-a-vis de plata salariilor 60%, o creștere de aproximativ 60%. De 60%, e un procent semnificativ și e un amănunt foarte important asta, zic eu. Avem o primă, o să discutăm în continuare și despre acesta, dar avem o primă intervenție telefonică. Bună seara, rugămintea mea este foarte scurt și la obiect. Da, bună seara. Bună seara. Cu respect pentru domnul manager. Bună seara. Aș dori ca, nu știu în ce măsură, dumnealui, dacă ar putea să rezolve cât uși de puțin problema la UPU. Mi se pare o abordare mai puțin plăcută din partea celor care lucrează acolo, atât a domnilor doctori, cât și a personalului asistente și mai ales la infirmiere. Deci, trebuie să dai ceva ca să fie rezolvat. Mă scuzați că spun lucrul ăsta, dar cam așa se întâmplă. Și sfaturile doamnelor infirmiere nu prea ne încălzește cu nimic, pentru că stau pe lângă domnii doctor după ce pleacă, sau pe lângă doamnele asistente după ce pleacă dumnealor, așteaptă ceva. Deci stau aproape cu mâna întinsă. Nu avem nevoie de așa ceva. Eu vreau să spună medicul și asistenta ceea ce trebuie să fac. N-am nevoie de sfaturile infirmiere, cu toate că are 30 de ani de activitate, dar competența necesară nu o are. M-am confruntat cu situația asta, am trecut prin acea odioasă secție și n-aș vrea ca să mai treacă nimeni pe acolo, dar este urât ce se întâmplă. Nu știu în ce măsură reuși să face sau dacă este de competența dumneavoastră. Dar da, este și de competența, pe de o parte este. Este și de competența domnului manager. Mulțumim pentru intervenția noastră, pentru semnalul de alarmă tras. Da, eu nu pot există, să... Nu există emisiuni sau, mă rog, subiecte în care abordăm probleme din sănătate în care oamenii să nu reacționeze legat de UPU și de... Eu n-aș generaliza și eu nu neapărat că vreau să vă ridic mingea la felul sau să-i apăr pe cei de la UPU. Situația de la UPU nu cred că e, că poate fi generalizată, că toți sunt așa, că toți medicii îi tratează sau cum nu ar trebui pe... Da, eu pot să vă răspund foarte sincer și eu consider că asta dar sunt convins că există situații de genul. Vă rog. Deci, din păcate, sunt acest gen de cazuri. Mi se aduc la cunoștință. Unde pot să iau măsuri, iau măsuri. Unde doar verbal mi se spune, nu pot să mă îndrept către personalul respectiv, că știți și dumneavoastră o să ajung să mă dea în judecată și au câștig de cauză la forțele de muncă. Ce pot să vă spun? E durerea mea majoră și a celorlalți din spital și a oricărui om din Buzău că la UPU avem dificultăți și sunt certe dificultățile au fost și sunt și încerc să le rezolv, dar mi-e groază că nu le pot rezolva într-un timp foarte scurt. Odată, vis-a-vis de aceste mentalități vechi, vă rog pe toți, chiar public vă rog, să-mi aduceți la cunoștință când se întâmplă. Veniți la mine, ușa mea e deschisă non-stop, numărul l-are la secretariat. Vă rog să-mi consemnați lucrurile astea, că dacă nu facem ceva concret în privința asta, dacă dumneavoastră nu-mi spuneți concret, doar să spun că mi-ați adus la cunoștință acest lucru, nu îi încălzește prea mult și eu nu pot să iau măsuri asupra lor.
Să știți că au fost cazuri când i-a mutat din secția UPU sau din alte secții disciplinar pe diferite motive administrative. Asta vroiam să discut. Acum creșterile salariale ar trebui, chiar am avut ultimile două zile ședințe în care le-am spus, ați obținut din punct de vedere salarial ceea ce ați solicitat. Acum ar trebui să meditați îndelung și să vă schimbați abordarea față de pacient. Și, cum a spus și domnul Bunăziua, nu toți fac parte din segmentul negativ, dar vrem ca în general să schimbăm această idee și să facem ceva în privința asta și vă promit că încerc de mult timp să fac acest lucru. Din păcate, banii acum sunt plătiți decent, rămâne să mai fac angajări, o să fac și aceste angajări la UPU, dar problema medicilor, am un singur medic specialist, am făcut un compromis și am angajat alți patru medici, generaliști sau medicină de familie, i-am trimis la specializări suportate din cheltuiala spitalului, tocmai pentru a diminua acest deficit de medici. Dar vis-a-vis de comportament și mentalitatea care o au, destul de greu pot umbla, dar l-am spus așa cum în sistemul public, după ce intri, ți se spune că e cam greu să fii dat afară și le-am accentuat că nu e adevărat și că o să încerc cei care fac abateri repetate sau, cum spuneți dumneavoastră, comportament care n-ar trebui să fie într-un spital public, vor fi dați afară. O să vedeți că așa o să se întâmple. Bun, pe lângă faptul că vă știu că aveți o seriozitate în privința asta și nu neapărat a promisiunilor, ci faptul că atunci când vi se sesizează ceva, mergeți pe firul cazului și aflați adevărul. Ia amănuntul ăsta pe care l-ați dat cu 60%, ar fi majorarea quantumului, da, pentru salarii. Decembrie 2015... Deci, vreau să fiu foarte bineînțeles. 60% e o creștere față decembrie 2015 per total salarii spitalului Județean. Per total salarii, fond de salarii, da. Asta la o persoană poate să fie o creștere de 20-30%, la alta de 70% de mi-a dat această medie. Clar. Dar și să nu uităm că e inclus acest spor, care nu toate secțiile l-au. Majoritatea secțiilor din spital au 15%. Sunt câteva secții cu care au sporuri mult mai mari. Da, bun. Mie mi se pare amănuntul ăsta important și apropo, da, este foarte important pentru că recunosc, este o creștere decentă. Nu ascund faptul că firmele private din domeniul sanitar o să confruntă cu o mare problemă pentru că nu știu de unde or să plătească dânsii aceste salarii și am deja cereri în care vor să se înscrie la concurs asistente medicale plecate cu câțiva ani din spital, au mers în domeniul privat, iar acum au spus că cert vor să revină în domeniul public și probabil asta a fost și această creștere, ideea ca medicii să se întoarcă în spitalele publice. Este bine că aveți aceste semnale și în privința Spitalului Județean de Urgență. Am vorbit până acum despre modul în care, mă rog, statul sau cine a fost anul trecut la putere în guvern a reușit să facă anumite corecții în sistemul sanitar prin majorarea salariilor. Ce obiective v-ați propus noastră în 2015 pentru 2016 și câte dintre acestea au fost realizate? Deci în 2016 cel mai important obiectiv care a fost deschiderea secției exterioare a maternității. Nu vreau să mă plâng, dar a fost extraordinar de intens efortul atât fizic, intelectual, nu numai al meu, ci al tuturor care lucrează în maternitate și al Consiliului Județean care ne-a sprijinit și am putut să dăm drumul în mai la această maternitate care a adus un plus în domeniul sănătății la județul Buzău și ca atare
Am avut semnale și avem semnale că celelalte județe limitrofe au început să vină la maternitatea noastră și asta ne bucură, că am putut să deschidem acest colos sanitar care e dotat, după cum ați arătat și dumneavoastră în media, e aparatură de ultimă generație. Și personal și calificat și sunt extraordinare. Gândiți-vă că sunt cel mult două paturi într-un salon care cu un grup sanitar propriu. Personal medical avem, slavă Domnului, aici nu avem probleme decât la secția de neonatologie, avem doar 4 medici și în celelalte secții, la obstetrico-ginecologie 1 și 2, avem personal grila completă la medici și chiar avem cereri de a veni alți medici în cadrul maternității. Din partea personalului de acolo sau a pacienților, au existat din mai și până în prezent ceva plângeri, nu știu, probleme în privința maternității noi? Că asta am stabilit-o foarte clar, că e chiar, cred că e una dintre cele mai moderne din țară. Da, da, cu certitudine una dintre cele mai moderne din țară. Nu știu dacă din partea personalului au fost plângeri. Orice schimbare generează nemulțumiri. Orice schimbare, nu toată lumea, deci e știut în orice domeniu. Când vii cu o schimbare, lumea e dezorientată. Au fost probleme de acomodare, de circuite. Gândiți-vă că din, știți cum era cealaltă maternitate, structurată pe parter și etaj. În maternitatea nouă, sau de la 2000 de metri în vechea maternitate, s-au trezit la 9000 de metri într-o maternitate nouă, cu alte circuite, chiar râdeau la început că trebuia să-și facă o schemă pe unde să intre și să ajungă. De genul ăsta au fost probleme de abordare, de acomodare. Și acolo mai sunt mulți pași de făcut, dar sunt mult mai mărunți ca în partea cealaltă pentru a nu mai exista nicio problemă. S-a vorbit despre faptul că locația aleasă pe strada Victoriei este una nepotrivită și că din cauza traficului și a numărului foarte mare de persoane care o să ajungă acolo, o să fie o problemă. Până la urmă, vă întreb acum, după atâtea luni de la funcționare, există această problemă reală legată de locație? Nu. Nu știu ce să vă spun vis-a-vis cum s-a ales locația și nu vreau să intru în acest subiect. Nu v-am întrebat de ce s-a ales acolo, ci dacă această problemă ridicată de fiecare nouă dată... Nu, ca unitate medicală, nu ne-au fost sesizate. Că se va subruma circulația, că vor fi probleme. Nu. Eu am cerut la un moment dat, Consiliul Județean m-a sprijinit, a trimis o hârtie vis-a-vis de sensul unic. Eu am considerat că ar fi mai fluent acea stradă dacă se va face un sens unic. Este în analiză, dar momentan nu avem niciun fel de plângere și nu cred că mie mi-ar adresa o plângere dacă ar fi traficul obstrucționat. Dar la unitatea mea n-a venit niciun fel de plângere. Plângere poate au venit de la asistenți că n-au mai greu să-și ocupe locuri de parcare, cum n-au să parcheze. N-au locuri, da. Dar ținând cont că ora la care intră dânsii major este de dimineață, infirmiere, îngrijitoare, ora 6-7, asistentele, 8 medici, cred că au găsesc locul de parcare și ca dovadă activitatea este normală și sper să fie fără incidente. Am văzut de fiecare dată când am mers acolo condiții foarte stricte, drastice chiar de securitate. Adică... Da, haideți să vă spun de ce. Odată pentru că, ca în orice spital, pediatria și maternitatea este un punct sensibil față de orice cetățean. Copilul, din punctul meu de vedere, aproape este cel mai important și cel mai care te străduiești să-i acorzi cea mai mare atenție. Și atunci... cu toată nebunia asta din jurul nostru și din jurul domeniului sanitar și blamărilor care au fost în decursul timpului, nu numai la nivelul județului, peste tot în țară, ne-a făcut să luăm aceste măsuri mai stricte pentru a nu se îmbolnăvi cel mic bebelușul. Deci să încercăm să diminuăm infecțiile nozocomiale,
vestitele infecții nozocomiale, să încercăm să păstrăm această maternitate în condiții bune. Am avut surpriza ca la parter, la grupurile sanitare, deja în primele două săptămâni să dispară câte ceva. Exemplu, unde săpun, suportul de săpun. Deci, destul de jenant într-un lucru nou și cu asta ne confruntăm, din păcate. Și asta ne-a făcut să avem o strictețe în locația nouă a maternității și sper să ținem de acest lucru și să ne înțeleagă aparținătorii care vin că nu facem pentru noi, facem pentru copii și pentru mămicile care vin în această maternitate. Bun, maternitatea a fost un obiectiv atins pentru 2016. Ce alte proiecte ați derulat în 2016? Cu ce probleme v-ați mai confruntat? Probleme au fost multe și proiecte, poate nu putem să le spunem proiecte, dar am avut lucrări de amenajări și igienizări aproape la toate secțiile spitalului. Igienizare, știți, înseamnă văruială, înseamnă reparație. Am modernizat secția de pediatrie. Aproape 3/4 din spitalul județean a fost văruit. Poate lumea spune că ce înseamnă văruială. Înseamnă destul de mult, că sunt zeci de mii de metri pătrați. Sunt costuri pe care noi le-am plătit ba cu ajutorul Consiliului Județean, ba din fondurile proprii. Am adus aparatură nouă în 2016. S-a pus în funcțiune computerul tomograf, aparatul de radiologie scopie, avem un aparat de angiografie. Este pus, încă momentan nu funcționează, dar poate funcționa. Singura problemă e că este pe fonduri, este dat de la Academia de Științe Medicale și consumabile încă nu avem la el pentru că nu s-a terminat procedura de licitație pentru aceasta. Bun, vă întreb un pic pentru că mai avem o intervenție telefonică înainte de pauza de publicitate. Bună seara! Bună seara! Să rămâne, doamnă! Aș dori și eu să-l întreb pe domnul manager de ce totuși se intră în maternitate fără papuci, fără cipici, fără... se intră cu încălțămintea de afară, ceea ce nu este normal. Da, nu știu exact. Noi am... Deci nu există un aparat care să dea această încălțăminte sau... Știu ce spuneți dumneavoastră, aparatul acela de care spuneți dumneavoastră. Doamna, știu la ce se referă, am văzut și eu acel aparat. Dar nu este, nu... Aparatul nu este, dar noi am făcut periodic la necesarul de acei cipici de unică folosință. În funcție de referatele secțiilor, noi achiziționăm acei cipici. Acum, da, dar este că nu se cer de la pacient, că nu sunt dați de către cadrele medicale... Nu sunt dați, vă spun... Ok, o să... am vizitat și e păcat de investiție ca să aducem din nou microbii și din stradă și de afară și... Sunt de acord cu dumneavoastră în această privință și o să verific vis-a-vis de acest aspect. Vă rog mult de tot că e păcat de acea investiție. E păcat de acea investiție, de păcat de acest bun care e al buzoienilor. Da, o să verific și o să ne conformăm. Vă mulțumesc frumos pentru... Mulțumim sesizare. Și noi pentru intervenția dumneavoastră. Altcineva tot legat de maternitate vă întreabă, domnul manager, ținând seama că maternitatea este una nouă, aveți internări și cereri de internare pentru nașteri și din alte județe datorită condițiilor bune? Am răspuns mai înainte. Poate, că probabil avem, că nu da, avem din Vrancea, Brăila, Galați, am avut Dâmbovița, poate nu atât de mari, dar am făcut un quantum și undeva la 40 de cereri, 40-50 da, de cereri. Da, e ceva, e o dovadă. Este bucurător că... și numărul nașterilor a crescut. Asta înseamnă că mămicile s-au hotărât să nu se mai ducă în capitală.
Știți cum era înainte, domnule? Știu, toată lumea. Toată lumea vorbea. A mai rămas încă. Nu toți, dar să vorbea, domnule, mergem la București. Dar sper ușor, ușor mămicile viitoare să gândească și să vină la noi la maternitate, că le asigurăm că au tot ce trebuie. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim, încheiem subiectul cu maternitatea imediat după publicitate și discutăm și despre alte probleme administrative de la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Revenim imediat.